Foarte mulți dintre voi mi-au cerut să fac un update legat de canalul de YouTube pe care l-am deschis și despre care am vorbit în clipuri anterioare și trebuie să vă spun că am făcut o greșeală enormă cu el, așa că hai să vorbim despre chestia asta și ce putem să învățăm din toate treburile astea. În acest moment, canalul de YouTube face foarte, foarte puține vizionări și trebuie să vă spun de ce se întâmplă chestia asta. În primul rând, e din cauza mea, pentru că eu am făcut o greșeală teribilă, în sensul în care am prezentat niște elemente, în momentul în care am arătat canalul pe YouTube, am prezentat niște elemente care uh, au făcut uh, pentru unii ușoară identificarea acelui canal și au făcut să se aboneze. De dintre oamenii care sunt pe acest canal, s-au dus și s-au abonat acolo. Din păcate, asta a însemnat moartea canalului respectiv și da, nu folosesc cuvinte mari, pentru că, într-adevăr, în momentul în care oamenii s-au abonat, Asta înseamnă că nu s-au și uitat la clipul ăla. Nu interesează genul de clipuri, nu s-au uitat sau s-au uitat foarte, foarte puțin și atunci YouTube a interpretat asta ca fiind videoclipuri de slabă calitate și efectiv se vede pe grafic, o să vă arăt și graficul imediat, se vede pe grafic exact din momentul în care eu am postat videoclipul respectiv, au început să scadă vizualizările pe canalul meu și după ceva timp vizualizările efectiv s-au dus spre zero, aproape spre zero, tocmai din cauza acestui lucru. Deci, de multe ori v-am spus chestia asta contează foarte mult cine se abonează pe canalul vostru De aia nu faceți abonări reciproce Nu prezentați canalul rudelor, prietenilor Pentru că, da, asta se, se întâmplă Oamenii se abonează Sau nu faceți ca mine Adică să vă prezentați Dacă ați început un canal nou, să vă prezentați audienței vechi Acel canal, decât dacă are 100% legătură cu audiența veche Și la mine nu avea Era în altă limbă, era cu alte subiecte deci am văzut chestia asta pe pielea mea, în momentul în care audiența, oamenii care s-au abonat nu au legătură cu uh, subiectele pe care le-am prezentat, efectiv canalul s-a dus în cap, efectiv nu mai am ce face cu acel canal. În prima fază am zis dumne, mă apuc din nou, fac un alt canal, nu contează, îi dăm drumul mai departe, doar că după aia am zis, Bă, de ce să nu facem un episod în care să vorbim exact despre chestia asta, să arăt oamenilor ce s-a întâmplat și să învățăm din nou fiecare pe, efectiv făcând lucruri, că anumite chestii nu se fac pe YouTube. Da? Deci, foarte important să aveți grijă ce gen de oameni aduceți la voi pe canal. Deci contează foarte mult, cel puțin în faza inițială. După asta, după ce canalul a început să adune audiență, după ce, după cum am spus eu la un moment dat, trebuia să vă arăt canalul în momentul în care ajungeam la 10.000 de abonați, Asta nu s-ar mai fi întâmplat, pentru că deja exista o audiență, exista că, pentru că YouTube, în momentul în care tu ai postat un clip nou, în prima primă fază testează cu oamenii care sunt abonații tăi. dacă ai abonați care nu se uită, îți trage în jos canal. Nu va ști către cine să te promoveze mai departe YouTube și uite că s-a întâmplat, sau se va întâmpla și la voi cum s-a întâmplat la mine, să moară canal. În principiu, eu cred totuși că s-ar fi putut salva acest canal, dar durează foarte, foarte mult. Ar fi putut să merg pe parte pentru că în continuare face vizualizări din căutări. Nu mai merge pe vizualizări din videoclipuri sugerate, ceea ce îmi doream eu. Din căutări, pentru că am făcut foarte bine partea de SEO la clipuri și atunci, Ana, asta nu poate să mi ia partea cu, cu sugestiile. Dar asta înseamnă foarte puține vizualizări față de ce s-ar fi putut întâmpla pe acel canal. Așa că, în acest moment, canalul ăla pe care s-au abonat câțiva dintre voi e abandonat, nu-l voi mai continua. Dar... Partea pozitivă este că, în momentul în care am zis, băi, abandonez ăsta, mi-am adus aminte că eu, de fapt, am vrut, la un moment dat, să încerc altceva. Să încerc cu totul altceva, pe, pe un alt canal. Mă refer inclusiv la o altă limbă. Nu vă spun exact ce limbă, dar poate că o să vă dați seama în ce limbă urmează să facă videoclipurile. O să fac în altă limbă, față de limba engleză și față de limba română. Și vom vedea exact cum va reacționa canalul. Deocamdată văd lucruri foarte bune. Văd că la cei patru abonați care s-au adunat până acum fac sute de vizualizări pe videoclip, ceea ce mi se pare foarte tare. Contează foarte mult să am grijă la ce titluri pun, ce thumbnail pun și ce subiecte abordez și în același timp mă aștept ca algoritmul încet încet să învețe anumite lucruri despre canalul nou. Partea interesantă, nu știu de ce, dar mi s-a părut super interesantă chestia asta, e că inițial YouTube m-a promovat în India cu toate că e într o limbă care nu are nicio legătură cu zona respectivă, YouTube m-a promovat în India. Deci dovada clară că dacă țintiți audiența de acolo, veți face multe vizualizări pentru că sunt foarte, foarte mulți indieni în acest moment care se uită pe YouTube. Încet încet, cu grijă, cu anumite uh, setări, să zic așa, pe care le-am făcut, în acest moment uh, YouTube știe ce gen de uh, limbă e pe videoclipuri, atenție mare la setarea asta. Încet-încet uh, a început să mă promoveze în uh, țări care mă interesează pe mine. Dar inițial se dusese spre India și mi s-a părut foarte, foarte dubios. Uh, în continuare, făceam uh, vizualizări și de acolo, pentru că, dacă se uită lumea pe genul ăsta de videoclipuri, uh, YouTube zice, bă, oamenii se hai să mai promovez în țara respectivă. Doar că nu asta îmi doream, așa că uh, am tras cât se poate de tare și cu subiectele în sine, și cu faptul că am trimis din nou către YouTube informația că acea uh, limbă nu are legătură cu India și uh, se pare că uh, astea au început să funcționeze și am început să fiu promovat în zonele în care îmi doresc eu. E greu, într-adevăr, la început a fost ciudat pentru că nu reușeam chestia asta, dar s-a prins YouTube în sfârșit către cine să mă promoveze și lucrul ăsta începe să se vadă pe canal. Vom vedea în ce direcție o va lua canalul, dar deocamdată, repet, voi avea foarte mare grijă ce elemente o să vă arăt de la canalul ăsta, pentru că e foarte important pentru mine ca voi să, să nu știți exact care este canalul, deci trebuie să am mare grijă, ca nu cumva alte persoane în continuare să ducă să se aboneze și să distrugă și alt canal. Deci ce avem de învățat? În prima fază, aveți grijă că de cine promovați canalul. Deci, în momentul în care aveți un canal nou, nu-l arătați prietenilor, pentru că ei, ca să vă facă plăcere, se vor abona, dar nu se vor uita. Nu faceți abonări reciproce, pentru că, din nou, veți atrage niște abonați care nu au nicio legătură cu canalul vostru. Și, bineînțeles, încercați tot timpul să, dacă aveți un canal uh, mai vechi, să nu vă promovați canalul nou pe canalul vechi, decât dacă audiența canalului nou și audiența canalului vechi se suprapun. Altfel, nu încercați chestia asta pentru că e dovadă foarte, foarte clară cu ce am împărțit eu, că lucrul ăsta nu funcționează. Deci sper că avem toată lumea câte ceva de învățat din chestia asta. Mi se pare ce puțin interesantă experiența asta și aș zi, am zis să, să, vă prezint și vouă. Poate aveți și voi de învățat, poate vreți să deschideți canale noi și lucrul ăsta o să vă ajute foarte mult. Dacă deja aveți canale care încă nu cresc, încercați să nu atrageți oameni ca abonați din cei care nu s-ar uita la clipurile voastre. Da? Nu îi spuneți mami, hai abonează-te, rog frumos, că vreau abonați sau hai du-te la școală și uh, încep să vorbești la, la colegii tăi să, spui să ți aboneze la, la, clipul, la canalul tău, pentru că nu, nu ajută cu nimica și mai tare de -a ta uh, efectiv, vei vedea vizualizările picând. Și dacă vrei să știi dacă ai un canal în Bern, pentru că e o mare problemă asta pe comunitatea noastră mai nouă, am un videoclip în partea stângă în care vorbesc despre chestia asta și ne găsim acolo.